Campania de prevenire a incendiilor lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Inspectoratul General de Poliție, a ajuns și în raionul Nisporeni. Astfel au fost constituite grupuri mixte, formate din pompieri, polițiști și asistenți sociali, care au pornit pe la casele oamenilor și i-au instruit cu privire la regulile antiincendiare. De asemenea, specialiștii au acordat o atenție sporită sobelor, canalelor de evacuare a fumului, dar și a instalațiilor electrice. Vă îndemnăm să respectați regulile fărare împotriva incendiilor, pentru că știm că ne mai uităm și la televizor și mai astea iar o grămadă incendiilor. Da, doamne, fereste. Eu am să vă mânez dumneavoastră și cu țării dumneavoastră, în instrucțiune. Când stați, vă mai odihniți, mai citiți, vă rog. În unele gospodării, pompierii au descoperit mai multe încălcări în exploatarea sobelor. Ar fi dorit să aveți o tablă de metal, așa, mai mare, știu, 20-40 cm. Să aveți grijă dacă plecați de acasă sau ceva asta, să haine tot, să liferiți de sobă, de plită, pentru că uitați, posibil, este posibilitatea să rupați, să cadă pește plită și dacă e material textil să prinde răpejor și, Doamne ferește, un incendiu, știți cum, provoacă mari pierderi chiar și la casă și, Doamne ferește, mai doarme cineva să pierderi umenești. Valentina Budeanu are 65 de ani. Femeia susține că a învățat să-și poarte de grijă după ce a fost la un pas de tragedie. Locuința sa a fost cuprinsă de flăcări din cauza buteliei de gaz. Incendiul a lăsat-o pe drumuri până a reușit să se mute într-o altă locuință. Gospodina dă asigurări că acum respectă regulile antiincendiare. Soțul a pus în călase jumieri și era cam bea bat. M-am fugărit din ochii lui să ies. Iar s-a aprins jumierile, da foc și s-a aprins și balonul de gaz a buhnit balonul de gaz. N-am scos nic. Ni pe zâmb de-am. Cu ajutorul oamenii buni, la inimă am ajuns aici. Fără nic. Cele spuse de femeie au fost confirmate și de pompieri, care nu au găsit nicio neregulă. La dumneavoastră sobă în ordine. Numai să aveți grijă, vă rog, lângă gurari, să nu țineți nimic. Da, mai nimeriți când jaratic. Aha, bine. Iar în această gospodărie din orașul Nisporeni a izbucnit acum 7 ani 2 incendii, în urma căruia un copil de doar 4 anișori și jumătate și-a pierdut viața. 22 de zile, unul pe 30 noiembrie ne-a murit nepoțelul și a doilea pe 22 decembrie. Era în casă. Ești lanț băieței, el a dormit și el dorme în casă. Și ești lanțul ieșit la joacă și că nu... Asta nu mai putut să intre nimeni. Odată să intre vecinii și nu mai fost pe acasă. El de mă era la fereastră să vede că el strezăță și aș da să iasă și ochii ca jos. Respect și eu regulile, stau acasă când fac focul. Deși stăpâna casei susține că de atunci ea are deja grijă de regulile de securitate, totuși se pare că nu le respectă în totalitate. Cum credeți? Stă binișoar prosoapele astea și deasupra mă grijă? Dar eu nu șir întotdeauna când mă le spăl, că ele sunt mai uscate. Asta e un potențial risc de apariție la incendiu. Majoritatea oamenilor au salutat această campanie de prevenire a incendiilor din sezonul rece și spun că au nevoie de astfel de informații. Sunt binevenite, sunt la... Asta e foarte bine că aduci la cunoștință oamenilor ca să nu se facă accidenți, nu se facă foarte mult să se întâmple. Adică trebuie să fim răspunzători, trebuie să fim atenți cu că asta nu-i de joacă. Noi când ieșim din casă, închidem tot și butelia și scoatem din priză tot astea. Că eu la copilul dau voi, adică ei știu că aici nu se poate și nu se chiar și la priză. Noi cu focul ne ocupăm de mitei și noi avem grijă. Fiecare are grijă de viața lui. Asta e un pericol, focul, în primul rând. Pentru a proteja oamenii de riscul intoxicațiilor cu monoxid de carbon, pompierii au instalat 50 de detectoare de fum în locuințele în care acestea lipseau. L-am montat. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au atenționat cetățenii privind riscul de intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la sobe și instalații de încălzire defecte, dar și despre pericolul utilizării substanțelor ușor inflamabile atunci când aprind focul. Astăzi, împreună cu colegii de la Inspectoratul de Poliție și asistenții sociali din primărie, în cadrul unor grupuri mixte,
facem sau întreprindem, desfășurăm măsuri de profilaxie în sectorul locativ privind cazurile de incendii și intoxicațiile cu fum. În cadrul desfășurării acestor măsuri, atragem atenție la respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Atenționăm cetățenii să aibă grijă de sobe, instalațiile electrice, folosirea prelungitoarelor, cabluri electrice. Cele mai frecvente sunt cazuri de neîntreținere a sobelor. Depistăm des sobe, să spunem așa, cu fisuri sau crăpături prin care se emană în casă gaze sau produse ale arderii. Cel mai des se întâmplă iarăși instalațiile electrice sau și aceleași rețele electrice. Nu sunt întreținute. Specialiștii au instruit familiile cu mulți copii, bătrânii, dar și persoanele cu nevoi speciale. Aceștia afirmă că în cele mai dese cazuri, familiile social vulnerabile sunt cele care nu exploatează corect sobele sau instalațiile electrice. Colaboratorii noștri a Inspectoratului de Poliție Nisporeni și mai bine zis colegii de la Secția Securitate Publică mergem în teritoriu cu colegii de la pompieri și salvatori pentru a verifica, cu mai bine zis, starea antiincendiară. Mergem cu același suport atât informativ cât și cu verificări pentru beneficiul cetățenilor. În cadrul campaniei desfășurate pe teritoriul raionului Nisporeni au fost instruite în jur de 1000 de persoane privind regulile de apărare împotriva incendiilor. De la începutul anului, în raionul Nisporeni au fost înregistrate 5 incendii din cauza exploatării incorecte a sobelor. Campania are drept scop sensibilizarea populației la capitolul respectării regulilor antiincendiare, dar și prevenirea incendiilor în sectorul locativ în perioada rece a anului.